and half them Omul furnică din 2015 îl prezintă pe Scott Lang, un hoț bine intenționat care tocmai a fost eliberat din închisoare. Scott vrea cu disperare să se reconecteze cu tânăra sa fică Casey și să-și dovedească valoarea în fața fostii sale soții Maggie și a noului ei logodnic Paxton. Din păcate, singura slujbă pe care fostul deținut o găsește este la înghețată Baskin Robbins, așa că Scott este de acord să-l ajute pe prietenul și fostul său coleg de celulă, Louis, să comită un jaf. Printre ceilalți membrii membri lui se numără Dave și Cart. În timpul jafului, Scott se furișează într-o casă și sparge un seif puternic blindat, doar pentru a găsi un costum misterios. Scott ia costumul acasă și îl probează, descoperind că are puterea de a-l micșora până la dimensiunea unei furnici. Îngrozit de experiența sa, Scott intră din nou în casă pentru a returna costumul, dar este prins și arestat. Proprietarul casei, Hank Pym, îl ajută pe Scott să iasă din închisoare și dezvăluie că l-a manipulat pe lui să-i să orchestreze jaful ca un test pentru abilitățile de hoț ale lui Scott. Hank Pym este un om de știință geniu care a dezvoltat particulele Pym, care îi permit utilizatorului să se micșoreze sau să crească în voie, precum și o cască cibernetică care îi permite purtătorului să comunice cu furnicile. Folosind această tehnologie, Hank și soția sa Janet Van Dyne au devenit supereroi, omul furnică și viespea. Janet a fost ucisă cu zeci de ani în urmă după ce s-a micșorat prea mult și a intrat în tărâmul sub Atomic Quantum. În prezent, Hank a fost dat afară din propria companie PIM Technologies de către fostul său protejat Darren Cross. Cross își dezvoltă propria versiune a particulor PIM și creează un supersort propriu botezat Yellow Jacket, în timp ce Cross se pregătește să-și vândă tehnologia periculoasă organizației ticăloase Hydra, Hank complotează cu Scott să pătrundă în PIM Technologies și să fure tehnologia pentru a o ține departe de, de mâinile inamicului. Scott este ajutat și antrenat pentru misiune de către fica lui Hank, Hope Van Dyne, de care Scott începe să fie interesat romantic. Hope nu numai că îl învinovățește pe tatăl ei pentru moartea mamei sale, dar îi poartă pică și pentru că i-a încredințat unui străin ca Scott să salveze situația, în loc să-i permită să îmbrace vechiul costum al viespii și să-l învingă ea însăși pe cross. În cele din urmă, Hope recunoaște că tatăl ei vrea doar să o protejeze de o soartă similară cu cea a mamei sale, iar cei doi se împacă. Planul lui Hank ajunge la îndeplinire când el, Hope, Scop și echipa lui lui lucrează împreună pentru a pătrunde în pim Technologies pentru a fura Yellow Jacket. Din păcate, Cross descoperă jaful și folosește costumul Yellow Jacket pentru a se lupta cu Scott. În cele din urmă, Cross o capturează pe Casey cerându-i lui Scott să-i dea costumul și particulele Pim. Contrar avertismentelor anterioare ale lui Hank, Scott devine subatomic pentru a-l învinge pe Cross, care se micșorează necontrolat și dispare din existență. Scott reușește apoi să părăsească tărâmul cuantic și să se reunească cu familia sa. Maggie și Paxton sunt impresionați de eroismul lui Scott. Scott și Casey se leagă, iar Hank capătă o nouă speranță că Janet este cumva încă în viață în tărâmul cuantic. Scott Lang este văzut în Capitanul America, în timp ce eroica echipă Avengers provoacă pagube și distrugeri de necunoscut în timpul căutării păcii. Națiunile Unite își dau seama că eroii aveau prea multă putere pentru a rămâne necontrolați. ONU adoptă acordurile de la Socovia care le acordă putere totală și supravegherea asupra tuturor supereroilor. În timp ce eroii precum Iron Man și Vădova Neagră susțin acordurile, alții precum Capitanul America se opun cu vehemență, având încredere în propriile lor judecăți în locul celor ale unui grup de politicieni. Răzbunătorii se fracturează în două grupuri, ceea ce duce la un război civil total. Unul dintre numeroșii membri recrutați pentru echipa capitanului este Scott Lang, care se alătură luptei epice între eroi. În cele din urmă, echipa capitanului este înfrântă, iar Scotland ajunge să fie arestat alături de aliații săi. Povestea continuă în omul furnică și viespea. Au trecut doi ani, iar Scott Lang este la câteva zile distanță de a-și spăși sentința de ares la domiciliu, când începe să primească viziuni de la Janet Van Dyne din tărâmul cuantic. Hank și Hope îl răpesc pe Scott de acasă, plasându-i monitorul de gleznă pe o furnică gigantică pentru a nu declanșa nicio alarmă. Trioul concepe un plan pentru a construi un tunel spre tărâmul cuantic în interiorul unei versiuni micșorate a laboratorului lui Pim, ceea ce le-ar permite să o salveze pe Genet. Pentru a construi tunelul, ei încearcă să cumpere o piesă de la un traficant de piață neagră cunoscut sub numele de Sony Birch, care la rândul său îi trădează pentru a fura tehnologie și cercetările lui Pim pentru el însuși. Iar Sony nu este singura persoană care urmărește tehnologia lui Pim. Fostul coleg lui Hank, Bill Foster, are nevoie de tehnologie pentru el însuși. Bill lucrează alături de o tânără pe nume Avastar, care îi se spune Ghost. Părinții lui Ava au fost uciși într-un experiment care a lăsat-o instabilă din punct de vedere cuantic. Deși Ghost are puterea de a trece prin obiecte și de a deveni invizibilă, ea era de asemenea pe moarte și într-o stare de durere constantă. Foster trebuie să folosească energia pe care Janet a absorbit-o din Tărâmul cuantic pentru a o vindeca pe Ava, dar Hank se teme că acest lucru o va ucide pe soția sa de mult pierdută și refuză să ajute. În timp ce diferitele părți luptă pentru laboratorul în miniatura lui Pim, Hank reușește să intre în tărâmul cuantic și să o salveze pe Janet. Echipajul lui lui sosește pentru a-l învinge pe Sony Birch și pe oamenii săi, iar Janet acceptă să-i dea o parte din energia ei lui Ava, stabilizând-o temporar. La finalul filmului, Scott Lang se întoarce acasă fără să fi fost prins pentru că s-a sustras arestului la domiciliu și este în sfârșit eliberat din pedeapsă. Genit se reunește în sfârșit cu soțul și fica ei, în timp ce povestea de dragoste dintre Scott și Hope continuă să se consolideze. Dar nu aici se termină povestea omului furnică și viespe. În Avengers, Războiul Infinitului, Ticalo Sultanus pornește în căutarea puterii, ucigându-o pe fica Sagamora și pe răufăcătorul reformat Loki pe parcurs. În cele din urmă, Thanos îi învinge pe răzbunător și colectează toate pietrele infinitului cei ce îi dă puterea de a distruge jumătate din populația întregului univers cu un pocnet din degete. Acest pocnet se produce în timp ce Scott Lang se află în tărâmul cuantic, adunând energie pentru a o stabiliza în continuare pe Ava. În timp ce Hank, Janet și Hopul monitorizează pe Scott din exterior, pocnetul lui Thanos îi șterge din existență fără ca nimeni să-l scoată pe Scott din tărâmul cuantic, prinzându-l acolo pe termen nelimitat. În Avengers Endgame au trecut 5 ani de la pocnetul lui Thanos. Răzbunătorii supraviețuitori sunt deprimați și învinși neștiind cum să meargă mai departe. După ce activează din greșeală tunelul cuantic, un șobolan îl scoate pe Scott Lang din tărâmul cuantic. El descoperă că majoritatea celor dragi lui sunt acum morți și chiar dacă Casey a supraviețuit, ea este acum o adolescentă. Acest lucru îl derutează foarte mult pe scot, deoarece deși pe pământ trecuseră 5 ani, pentru scot în interiorul tărâmului cuantic trecuseră doar 5 ore. Scot transmite această informație membrilor supraviețuitori ai răzbunătorilor, care deduc ar putea folosi aceste cunoștințe pentru a călători înapoi în timp, pentru a colecta pietrele infinitului înainte ca Thanos să pună mâna pe ele și pentru a folosi un snăp al lor pentru a-i aduce înapoi pe toți camarazii lor morți. Deci Scott se alătură răzbunătorilor în această misiune. Scott călătorește împreună cu Iron Man, capitanul America și Hulk în anul 2012, unde răufăcătorul Loki încearcă să cucerească lumea cu armata sa din nefericire, Scott nu reușește să recupereze piatra spațială care este în schimb recuperată de versiunea trecută a lui Loki, care la rândul său fuge. Din fericire, Iron Man și Capitanul America reușesc să călătorească și mai mult în timp pentru a recupera piatra spațială, iar ceilalți răzbunători se întorc în prezent, după ce și-au îndeplinit cu succes misiunea folosind toate pietrele infinitului nou dobândite. Hulk se folosește de puterea acestora pentru a apocni din degete și a readuce la viață pe toți aliații lor răpuși, inclusiv pe Hope, Hank și Janet. Fiecare erou se reunește într-o luptă finală împotriva lui Thanos și armatei sale, care sunt înfrânți în cele din urmă după ce Iron Man își sacrifică propria viață. Astfel, Scott, Hope, Hank și Janet sunt în sfârșit liberi să-și trăiască viețile normale. În continuare, în Quantamania, în timpul zilelor în care a fost închisă în tărâmul Quantic, Janet Van Dyne întâlnește un călător exilat pe nume Kang, în prezent, Scott Lang a devenit un memorialist de succes și trăiește fericit alături de prietena sa, Hope Van Dyne. Fica lui Scott, Casey, acum adolescentă, a devenit activistă politică, ceea ce a dus la o relație tensionantă cu tatăl ei. În timp ce îi vizitează pe părinții lui Hope, Hank Pym și Janet, Casey dezvăluie că a lucrat la un dispozitiv care poate stabili contactul cu tărâmul cuantic. Aflând acest lucru, Janet intră în panică și oprește cu forța dispozitivul, dar mesajul este primit ceea ce duce la deschiderea unui portal care îi aspiră pe cei cinci în tărâmul cuantic. Scott și Casey sunt găsiți de băștinașii care se răzvrătesc împotriva conducătorului lor, în timp ce Hope, Janet și Hank explorează orașul întins pentru a obține răspunsuri. Hope, Janet și Hank se întâlnesc cu Lordul Krillar, un fost aliat al lui Janet, care le dezvăluie că lucrurile s-au schimbat de când ea a plecat și că acum lucrează pentru Kang, noul conducător al tărâmului cuantic. Cei trei sunt nevoiți să fugă și să fure nava lui Krilar. Între timp, Scott și Casey sunt informați de liderul rebel Gentora că implicarea lui Janet cu Kang este indirect responsabilă pentru ascensiunea sa la putere. Rebelii sunt în curând atacați de forțele lui Kang conduse de Modoc, care se dovedește a fi de cross, după ce a supraviețuit morții sale aparente în mâinile lui Scott la sfârșitul primului film, Omul Furnică. La bordul navei lui Crilar, Janet le mărturisește lui Hop și Hank de ce nu a vrut să mai aibă nimic de a face cu tărâmul cuantic. Kang a susținut că atât el cât și Janet ar putea scăpa din tărâmul cuantic, dacă ea îl ajută să-și reconstruiască miezul de putere multiversal, după ce reușe să-l repare, Genet are o viziune în care Ken cucerește și distruge linii temporale întregi. Kang dezvăluie că a fost exilat de către variantele sale din cauza fricii, ceea ce a determinat-o pe Genet să se întoarcă împotriva lui. Depășită, Janet și-a folosit particul de PIM pentru a mări miezul de energie dincolo de orice utilizare. Kang, după ce și-a recăpătat puterile, a cucerit în cele din urmă tărâmul cuantic după aceea. Scott și Casey sunt duși la Kang, care îi cere lui Scott să-l ajute să-și recupereze miezul de putere. Altfel o va ucide pe Casey. Scott este apoi dus la locația nucleului și se micșorează, este aproape înnecat într-o mare de variante ale lui însuși, dar Hope sosește și îl ajută să obțină miezul de putere. Cu toate acestea, Kang nu respectă înțelegerea capturând-o pe Janet și distrugându-i nava cu Hank în ea. După ce este salvat de furnicile sale, care au fost și ele trase în tărâmul cuantic, au evoluat rapid și au devenit hiperinteligente, iar Hank îi ajută pe Scott și Hope în drumul lor spre Kang. Casey o salvează pe Gentora și începe o revoltă împotriva lui Kang și armatei sale. În timpul luptei, Casey îl convinge pe Cross să schimbe tabra și să lupte împotriva lui Kang deși acesta își sacrifică viața. Jenny trepară miezul energetic în timp ce ea, Hank, Hope și Casey sar pentru un portal spre casă, dar când îl atacă pe Scott aproape că îl bate până la supunere, până când Hope se întoarce și împreună cu Scott distrug miezul energetic cu o combinație de particule PIM și îl lovesc pe când în el consumându-l în uitare. Casey redeschide portalul din partea ei pentru ca Scott și Hope să se întoarcă acasă. Am greșit, da, ești cealaltă insectă, te mărești și te micșorezi ca o Mare. Așa e. Eu sunt. Doar o cafe, rog. În timp ce scotă și rea fericit viața, începe să se gândească la ceea ce i s-a spus despre moartea lui Kan, ca fiind începutul unei întâmplări teribile, dar trece aceasta cu vederea. Într-o scenă de la jumătatea filmărilor, numeroase variantele lui Kang de plâng moartea unuia dintre ei și plănuiesc revolta lor în multivers. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe rezumate ca acestea, iar eu merg spre următorul film. Pe curând!